a Fiului, al Duhului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Nu știu dacă îmi găsesc cuvintele ca să pot aduce mulțumire lui Dumnezeu, Cel care nu ne-a lăsat în întuneric și în dragostea și în mila Lui, ne-a trimis această binecuvântată stare și lucrare în care să-L putem cunoaște pe Domnul Iisus. Suntem așa de puțini, deși suntem mulți în comuna noastră, dar de atâția zeci de ani, nimeni, ca să se umple această casă, nu a mișcat un deget. Cântarea aceasta, pe care am cântat-o acum, să ne facă Domnul Iisus să avem un suflet de copil, să putem merge spre El, să lăsăm tot ce este rău, murdar și întuneric, prin această schimbare pe care mereu a avut-o în vedere Domnul Dumnezeu de când marele om a venit la El noaptea. Și a spus această taină atât de adâncă, în care se cere în lucrarea lui Dumnezeu o schimbare. Niciodată nu se poate merge spre Dumnezeu, spre împărăția Lui, spre dragostea Lui, fără această mare lucrare a aflării acestui centru și acestui scop. Acesta a fost Duhul Domnului Dumnezeu, al Domnului Iisus, ca în țara noastră și în poporul nostru să-L trimită pe Părintele Iosif. A fost vrednic, așa a cântărit în mâna și în ochii lui Dumnezeu Părintele Iosif. Cu 6 biserici în comuna noastră, cu o mână de suflete în locul acesta, și mântuirea unde este? Și dovada aceasta de dimineață unde este? Dăm mereu vina pe frații ostași că nu fac, că nu vin. Dar sunt așa de puțini, uitați-vă. În 6 biserici, dacă îi împărțăm, sunt câțiva. Atât au mers. Sau alții, dacă din pricini binecuvântate n-au putut, există un canon în care spune dacă nu mergi odată, de două ori, a treia oară. Dar dacă întrebăm pe frații noștri din locul acesta, poate astă noapte au întârziat, într-un târziu ca Nicodim la picioarele Domnului Iisus, și au aflat taina cea mare a nașterii, a schimbării, ne-am pus vădată întrebarea aceasta, de ce frații nu sunt prezenți dimineață? Este posibil și lucrul acesta. Ce bine ar fi dacă inima noastră ar fi bună, dacă înțelepciunea minții noastre ne-am apropiat de fiecare suflet, să-L întrebăm despre starea Lui, despre viața Lui, despre cunoașterea Domnului Iisus. Eu am citit, nu odată, nu de două ori, o frumoasă carte a unui mare profesor de teologie, Georgios de Grecia, care el a văzut în anii aceștia ce văzuse Părintele Iosif acum 90 de ani. Eu mă minunez și când citesc, Doamne, ce minunat ai lucrat Tu cu omul Tău în urmă cu 90 de ani. Ceea ce văd unii astăzi și mulțumim lui Dumnezeu pentru că văd chiar în starea, chiar în felul acesta lumesc în care trăiește lumea și mereu îi aducem și spunem să vină la biserică. Și vine lumea la biserică, dar mi se pare că cum vin, așa pleacă. De ce? Să punem mereu întrebarea, noi dacă vrem să aflăm de fiecare dată tainele lui Dumnezeu și pentru că avem atâta înțelepciune chiar firească, învățând în școlile noastre atâta gramatică, noi să punem mereu întrebarea, de ce? De ce așa și nu așa? Să primim răspuns din partea lui Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu ne hărășește și ne dă un suflet minunat ca Părintele Iosif în Biserica Creștină Ortodoxă de la început, să fi făcut un gard puternic în mijlocul lui, a învățăturii, a tot ce a putut să aducă și să poată să înflorească în ortodoxia noastră o lucrare așa de frumoasă, cu cântări așa de frumoase, cum Părintele spunea și nu vroia să se despartă de noi când am adus un colim frumos în iarnă la sărbătorile frumoase ale nașterii.
Dacă este așa de frumos, dacă este așa de drag, luați-o, îmbrățișați-o, duceți-o până acolo oamenilor care nu-L cunosc, care nu vor, care au fost impuși să nu o creadă și spuneți-le. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, care este învierea bisericii, care trebuie să treacă din felul acesta, frumos și minunat, a transformării. Sfântul Ioan, evanghelistul, deși iată suntem într-o adunare, dar cuvântul lui pe care l-a spus, el a început cu o nuntă. Și nu spun lucrul acesta decât că a început cu o transformare. Dacă nu există transformare, nici credința și nici Domnul Iisus pe pământul acesta nu făcea absolut nimic. Dar Domnul a vrut să transforme și a început de la apă, în vin. Și n-a rămas în vin, ci Domnul a transformat vinul în sângele Lui. A transformat pâinea care a putut atâția oameni să o buste și să trăiască. Dar a spus adevărata pâine, eu sunt, pe aceasta căutați-o. Și a putut să transforme și pâinea aceasta în trupul Domnului. Această lucrare de transformare trebuia să aducă să-L transforme pe om, să poată să-L înțeleagă pe el, să poată cumva să-i ajungă în dimensiunile înțelepciunii lui firești, să se facă schimbarea minții, cum a spus Sfântul Apostol Pavel. Ne trebuie o schimbare din rădăcină a minții noastre, într-o cunoaștere, dar să cunoaștem acest centru și acest scop. Acest mare profesor a spus și a rămas scris și va rămâne peste veacuri cine dorește să le citească aceste opere care vin, așa cum am spus, și mă bucur de felul acesta, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu jertfelnic, un Dumnezeu care ne-a iubit și a trimis cu mulți ani înainte. Poate să vadă și alții. De ce spun lucrul acesta? Pentru că profesorul acesta așa a scris. Din păcate, studenții noștri își iau diploma fără să-L cunoască pe Domnul Iisus. Noțiunile de bază ale Noului Testament. El scrie, nu spun. Dacă cineva dorește să aduc scris, aduc scris. Fără nu cunoaște centrul acesta. Și a rămas cu toată lucrarea, nu ne băgăm în lucrurile celelalte, cât privește cunoașterea Domnului Iisus, în care, decât cât am învățat în școala generală, ca copii la religie sau la liceu, atâta este cunoștința celor care au o diplomă. Nu are cum să îndrume poporul spre Dumnezeu. Nu are cum să-i dea această voință care el nu s-a atins și nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Spunea unui frați din istorie, din cărți, mult îl cunosc. Și poate să spună. Și mă mir de fiecare dată și nu, și îmi pare rău. Pentru că Evanghelie când se citesc, chiar în Sfintele noastre biserici, se citesc la modul trecut. Atunci, în vremea aceea. Fraților, dar a spus că cuvântul Domnului este viu și lucrător, este astăzi, este mâine, este în veci. El trebuie actualizat de fiecare dată și adus în viața fiecărui suflet ca ceva viu, prezent, aici și acum. Aceasta ne trebuiește nouă. Schimbarea sufletelor care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu, numai așa se poate face această schimbare. Îmi spunea și mărturisea un frate ostaș, înaintea acestei săptămâni a învierii Domnului, în care spunea, am făcut totul ce deține de mine și de biserică. Eu l-ascultam să văd ce vrea să spună. Am ținut post. M-am mărturisit. M-am împărtășit. Mă gândeam, ce lucru frumos. Dar ziceam, nevoie de altceva. Dar de ce ai nevoie? Am nevoie de un cuvânt al Domnului care să-mi ajungă până la sufletul meu. Să mă poată îngenunchea în fața crucii. Să pot plânge. Aceasta îmi doresc. Ceea ce am făcut până acum nu mi-este de ajuns. Dacă cineva poate să mi-l redea pe Dumnezeu în starea, în felul acesta așa de plăcut, în care El m-a iubit atât de mult și s-a dat ca jertfă pentru mine, eu să mă pot pleca, eu să mă pot smeri, eu să plâng în fața lui Dumnezeu. Și fratele Traian are o cântare așa de frumoasă în care spune, starea mea aceasta păcătoasă, să o pot lăsa la piciorul crucii Domnului. Noi de aceasta avem nevoie. De câte ori n-am greșit noi în viața noastră, dar atunci când am fost mustrați sau când am fost puțin trași, noi am plâns. Ne-am întors din nou de la starea noastră murdară și vinovată. Dar am plâns.
Noi ne-am plâns starea aceea. Și a fost poate bine și pentru noi și pentru părinții noștri. Orice copil este ca o foaie de hârtie. Alb. Dar el trebuie modelat. Dacă are cine să-l învețe, dacă părinții lui sunt credincioși, dacă părinții lui l-a aflat pe Domnul, dacă poate cumva să vină cu Domnul Iisus la ființa lui, firavă, frumoasă, să el redea ca o bucurie a sufletului. Nu ca un gard a Vechiului Testament în care băga o frică, o teamă și omul fugea și nu dorea un astfel de Dumnezeu. El ni s-a descoperit nouă în felul acesta, încât să ajungem până la El. Încât să fim uneori ca Sfântul Toma, chiar dacă viața noastră nu este credincioasă, să vină El, într-o seară, poate, așa cum am spus al lui Nicodim, într-o zi, așa cum a fost al lui Zaheu, într-o zi ca femeii cananiene, care Domnul a pus-o la atâta încercare, până a stors de ea toată credința, arătând și ucenicilor, iată ce exista în acest suflet păcătos, în acest suflet de păgân, iată ce a existat, un aur atât de puternic, frumos și strălucit. Doamne, căței mănâncă și se satură cu fermiturile care cad de la masa Ta. Acestea suntem noi și ne bucurăm mult, chiar dacă suntem desconsiderați, într-un fel sau altul, suntem în stare să putem crește. Și am crescut și, iată, căutăm să modelăm copiii noștri în forma aceasta, cu ceea ce cad de la masa stăpânilor lor. Dar, iată, nu numai atât, ci de la masa îmbelșugată, care se credea că nu se satură o mulțime așa de mare, s-a mai strâns 12 coșuri. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, care a trimis-o și mereu o trimite prin oamenii lui pe care îi alege, pe care îi trimit și pe care lor le va da Dumnezeu cununa veșnicie. Noi, eu, sunt mulțumit cu mântuirea sufletului. Spunea profesorul, o credință și o cunoaștere, și o cunoaștere fără acest centru, adică Domnul Iisus, și fără scopul mântuirei, ajunge să șchiopăteze și să se împleticească pe drumul acesta. Singurul care a văzut de mare oameni al lui Dumnezeu era Sfântul Ioan Hristostom. El a văzut și a spus, atunci când afle centrul și scopul acesta, lucrurile, oamenii iau o altă întorsătură, se vor întoarce, mintea lor luminată de cuvântul lui Dumnezeu face să vadă altfel. Frumos va fi și duminică, la sărbătoarea aceea a orbului. Frumos va fi. Un om care nici nu-mi văzuseră, nici nu citiseră, decât a spus atunci când a aflat lumina ochilor lui. Nu-l cunosc și nu-l știu, dar știu un sigur lucru. Am fost storiu și acum văd. Aceasta este lucrarea minunată și tainică. Aceasta nu trebuia niciodată să sece din ogorul ortodoxiei noastre. Istoria noastră, nu a oastei, a ortodoxiei, este atât de înaltă și de puternică, dar când oamenii de jos, țărani, muncitori și tot felul, când a dorit acest izvor să-l poată sorbi, i s-a fost luată harisma aceasta puternică. Și mă întreb de fiecare dată, de câte ori citesc, dacă Dumnezeu a vrut, cine pune gardul acesta să îi se ia lui izvorul acesta, puterea aceasta, bucuria aceasta, pacea aceasta, liniștea aceasta? Hristos. Dacă îl scoatem din orice religie, pe Domnul Iisus, cu ce rămâne? Cine poate să dea răspuns? Cu ce rămâne? Dar dacă în starea în care este, îl avem pe El ca un centru, ce frumos fie să spună Sfântul Apostol Petru. Îl iubiți pe Domnul Iisus fără să-L fi văzut. Credința puternică. Credeți în El fără să-L vedeți. Și vă bucurați cu o bucurie negrăit de strălucită. Scopul?
Pentru că veți avea ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului. Aceasta este teologia pe care Sfinții Apostoli au purtat-o în toată lumea. Iar din cuvântul lor s-au întors mii și milioane. Dar când s-a luat harisma aceasta puternică, oamenii au mers spre lume. Pot să vină la biserică, pot să fie primăvară, pot să fie ouă roșie, pot să fie. Fără el, centrul și scopul nu duce nicăieri. Nu sunt. El este. După el trebuie să alergăm. Domnul Iisus, când a venit pe pământul acesta, în 3 ani și jumătate, a putut să dea atâta învățătură teologică, ca oamenii să alerge, să vadă o putere și o învățătură decât în marii farisei și cărturari ai legilor, nu era de ajuns nici cât i-avea, numai cât le-a mulțit, peste 6.000, eu am mai spus lucrul acesta. Și pe oameni nu i-a fericit lucrul acesta, aveau nevoie de altceva, cum spunea fratele, am nevoie să plâng, am nevoie ca inima mea să se moaie și nu o poate face decât Domnul Iisus, singurul, salvarea noastră, a tuturor, pentru că am cunoscut lucrarea oastei Domnului și pe mari pe care i-a trimis în această lucrare, când i s-a descoperit Domnul Iisus în nouă, am rămas pecetluiți. Orice auzim și orice învățături vom primi și vom auzi, ca aceea pe care am primit-o atunci, cum a primit-o femeia la fântâna lui Iacov, nu m-a mai timp niciodată. Felul acela, starea aceea, cunoașterea aceea, niciodată. Una și pe totdeauna. Aceea va fi. Și oricât vor auzi, orice suflet care s-a atins de Domnul va face garduri în stânga și în dreapta lui, rămânând ca atunci. Eu l-am aflat pe Domnul. Atunci, ca atunci, când viața mea s-a schimbat, când sufletul meu a plâns, când sufletul meu l-a chemat pe El, în noaptea vieții mele. Aceasta este viața noastră, murdară de păcat și de lucrurile acestea în care noi nu ne putem oploni ochii și urechile fără să le vedem. Dar suntem ca și Lot în Sodoma și Gomara, în care ne strângem. Am vrea să fim din toate părțile, închiși față de lume, nu de oameni, de păcatele lumii care a ajuns ca în Sodoma și Gomara. Iată ce a făcut oastea Domnului. A dat puterea aceasta omenirii să se poată lăsa de lucrurile întunericului și a diavolului și să alerge spre lumină. Și dacă găsește cumva biserica sau adunarea deschisă, să alerge spre ea, spre veșnicul, împăratul împăraților, spre cel care ne-a iubit atât de mult. Când cineva a pus o întrebare, dar cât a fost iubirea aceasta de mare, de cuvântul lui Dumnezeu, a rămas scris de peste veacuri, atât de mult. Și spune că cel care i s-a pus această întrebare n-a putut să răspundă cât de mult, ce termen, ce să folosești tu ca să aduci această mare lucrare a bunătății lui Dumnezeu. Și el spune că nu mai a pictat o mână străpunsă de un cui și a arătat-o atât. Atâta era. Cât sângele lui se poate curge peste ființa fiecărui om. El s-a făcut păcat. Nimeni nu l-a înțeles pe Domnul Iisus decât când a ajuns la Golgota. Străpuns de păcatele noastre. Străpuns de viața noastră urâtă și murdară. El s-a putut pleca sub crucea care era poate a mea și a frăției voastre. Și El acolo ne-a arătat iubirea. Este vrednic de închinare, este vrednic de cinstire, de adus slavă, de cinstit în fiecare zi și în fiecare moment. Binecuvântată să fii oastea Domnului, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, care ai privit ca o dinoare peste robii și roabele tale și ai adus această minunată oază în care sufletul, viața și inima noastră se oglindește și se primnesc în ea. Mulțumim lui Dumnezeu să nu ne pară rău nici unuia dintre noi că a pășit în lucrarea oastei Domnului. Pentru că atunci când fiecare a venit în locul acesta, a fost o întâlnire a lui personală. În cântare, în cuvânt, într-o adunare, într-o nuntă, într-o stare minunată pe care el nu auziseră poate niciodată, sau poate nu văzuseră la niciun suflet. Eu fost de ajuns să vadă un suflet
un suflet de soră, un suflet de frate, un suflet de bătrân sau de bătrână. Și mă minunez și frăților voastre și mulți din locul acesta nu știm și nu cunoaștem inima fraților. Dar atunci când m-am întâlnit cu ei pe stradă, o soră bătrână, nu o cunosc, nici nu știu dacă este în locul acesta. Slăviți să fie Domnul, frate Petru. Cum o bătrână din comuna aceasta, fără să o cunosc, iată minunea lui Dumnezeu. Atunci a tresălit sora aceasta, cum am spus. Iată, a fost în lucrarea aceasta. A stat lângă cineva, a ascultat ceva. Ia viața ei s-a transformat. A ajuns la o transformare atât de puternică, că pe stradă se poate să spună, slăvit să fie Domnul. El ne-a învățat. Părintele Iosif, cum să-i mulțumim lui Dumnezeu? Avem vreun cuvânt? Găsim în noi, în toată literatura aceasta, cuvinte înălțătoare și mulțumitoare pentru Dumnezeu? Nu știu, mă tem că nu. Domnul Iisus a vorbit în vremea aceea un cuvânt așa de frumos în care biserica noastră l-a ținut înainte de înviere. Și acesta l-a spus un frate din locul acesta și vrem să-l citim, care spune așa în Sfântul Evanghelist Ioan, în capitolul 7, cu versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Fraților, mi-a plăcut în lucrarea oastei Domnului să nu rămânem la suprafață, să nu rămânem numai la un verset pe care îl citim și imediat putem să-l povestim. Este foarte ușor. Dar am vrea să-i aducem și să-i cunoaștem adâncimea lui, ca fiecare să-l poată înțelege cât de adânc și tainic este Domnul Iisus. În lucrarea aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus atunci, era un praznic. Acest mare profesor de care am amintit, spune, era o sărbătoare a sfințirii apelor. Și a făcut în vremea aceea slujbele acestea de 3 zile. Dar Domnul n-a privit la lucrul acesta. A privit la poporul care venea, care stătea și asculta și nu înțelegea. Iar acum, a treia zi, când trebuia să se despartă de stările acestea, a avut puterea și curajul. Lângă farisei și cărturari, lângă marii preoți, să strige poporul, eu sunt apa vieții, veniți la mine, trudiți și împovărați, și beți. Iată ce a făcut, iată transformarea pe care dorea Domnul Iisus întotdeauna să o aducă, de la vremea aceea care erau folositoare pentru o vreme și toată legea. Dacă am înțelege noi și cuvântul acesta, toate acestea a fost un pedagog care arăta spre Hristos. Sfântul Apostol Pavel, eu l-am socotit cel mai mare dintre apostoli, chiar dacă n-a fost împreună cu ceilalți 12. Lumina aceasta puternică a lui a putut să treacă, să traverseze starea aceasta de la Vechi Testament la Noul Testament, arătând că pedagogul acesta și învățătura lui de la picioarele lui Gamaliel l-a dus spre Domnul Iisus. Bucuria și fericirea sufletului lui. Și dacă a avut de suferit, el a spus-o cu bucurie. Port rănile lui Hristos pe sufletul meu. Iată, acest înțeles l-a avut mare oameni lui Dumnezeu din toate timpurile. Și cum să-i mulțumim lui că în viața noastră și în timpul nostru i-am avut pe ei. Despre cei care nu i-am văzut, ne-au spus părinții noștri. Despre cei care i-am văzut, le vom spune noi copiilor noștri care nu i-au văzut. Și tot așa mai departe, să putem duce această taină atât de înaltă, largă, frumoasă și sfântă. Fraților, să nu ne oprim nici chemarea și nici mântuirea. Indiferent, am spus, ce ne va spune și ne va învăța alte lucruri. Am mai avut noi o sărbătoare de duminica trecută, frumoasă și aceea. Dar mă gândesc la Sfântul Ioan, când de fiecare dată, și el mai ales că a scris această Evanghelie la sfârșitul anilor. Și nu este întâmplător lucrul acesta. Pentru că el are o viziune și o teologie atât de înaltă,
Și ceea ce scrie, el nu scrie ceilalți evangheliști. Dar el caută să ajungă până acolo, mai ales că în vremea aceea ereziile se ridicase atât de mult, iar el vrea să aducă centrul și scopul Domnul și Mântuitorul nostru și mântuirea noastră. Aceasta îl interesează cel mai mult și aceasta vrea să lasă scris în cuvântul său, în Evanghelie, pentru toate neamurile de sub cerul acesta și pe pământul acesta, care vor dori mântuirea sufletului. Așa au fost învățați. Și m-am gândit foarte atent la Evanghelia de duminică, când spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte, nu citesc, timpul trece repede și nu am vrea pe nimeni să-l lăsăm să sufere, datorită că cuvântul este lung. Dar mă gândesc că de fiecare dată nu ajungem să putem cunoaște această putere a cuvântului care ne-a fost lăsat nouă până în vremea noastră. Și atunci când Domnul Iisus a intrat, când toți credeau că însănătoșirea vin, prin apa aceea, lacul Betesda, și-a venit Domnul Iisus prin acea ușă a oilor. Și s-a spus în locul acesta că Domnul când va veni va despărți oile de capre. Nu știu dacă frățile voastre v-ați spus vreodată întrebarea și dacă ați văzut vreodată că păstorul desparte oile de capre. Nu știu. Dar atunci când dorim, așa cum am spus, punem întrebarea și dacă este bună, vine vremea și timpul când Dumnezeu ne descoperă. Eram undeva, și spun și lucrul acesta, la o departe de comuna noastră, pe la Suceava. Și obișnuiam mereu să merg pe la stâng. Și acolo am văzut în toamnă, când oile erau purtători de mel, caprele împungeau să omoare melul. Și atunci Domnul despărțea ala cu stâna. Despărțea oile de capre. Cauza? Omora melul. Frațelor, cine a avut pe melul în viața lui, cine l-a simțit pe Domnul Iisus, melul care ridică păcatul lumii, și cum a spus Sfântul Isaia, nu și-a deschis gura și a mers plătind în locul și răscumpărându-ne pe noi. Toți care sunt purtători de mei, cei care sunt, care nu vor să primească lucrarea lui Dumnezeu, împunge. Nu-i facem noi capre. Ei însuși, împungând, mereu, de zeci de ani, sunt martori care am trăit în această lucrare, de mic copil, și-am văzut. Și-am putut în stările acestea atât de grele, când te faci ostașul Domnului, când cei care sunt cu tine sunt amendați, sunt hărțuiți, sunt alungați. Să poți să duci această ocară. Și dacă Domnul ne-a ajutat, iată, noi să putem să ajungem să-L putem în viața și în sufletul nostru pe Domnul Iisus ca un mer. El este singurul care ne-a iertat și care ne dă mântuirea. Indiferent dacă sunt cei care îl împung, nu ne interesează. Noi avem fericirea și bucuria că El este și dacă se întâmplă cu viața noastră așa, bucurați-vă când pe nedrept, spunea ultima fericire, sunteți vizi de rău din cauza numelui Domnului Iisus. Aceasta este deviza, aceasta este eticheta care s-a așezat și peste lucrarea voastră Domnului. Dar Domnul Iisus a venit la acest slăbănuc de 38 de ani și i-a spus dacă vrea să se facă sănătos. Iar el mereu s-a dus spre apă, arătând apa. Și Domnul Iisus i-a spus, nu, eu. Trebuia să-L creadă pe El, dar nu-L cunoștea. El era mielul care venea ca să-i dea vindecarea. Și iată că astăzi, ce frumoasă Evanghelie este. Fraților, îmi cer scuze pentru că am îndrăznit să vorbesc mai mult. Dar vreau să amintesc câteva lucruri foarte frumoase și interesante din Evanghelia de astăzi. Să vedeți ce conținut puternic are ea. Că dacă fiecare frate care a venit în locul acesta un singur verset articitit și tot mai trebuia să vină mulți frați să ne aducă din izvorul acesta. El este izvorul care nu înțelegea femeia. Și mie mi-a plăcut așa de mult când spune că Iacov a cumpărat un loc. A cumpărat un loc în Sihar, de la un om Sihar. Nu aceasta vreau să spun. Locul acela a fost puțin mai înainte
un loc de împăcare, fraților. S-a împăcat cu fratele său Esau. Nici aici nu vreau să dezvolt, e de ajuns această idee. Dar iată că după veacuri, Domnul Iisus este singurul care pătrunde în locul acesta să facă o împăcare. Din punctul meu de vedere, nu privesc spre femeia samarineancă la viața ei. Este viața noastră. Cine vrea să se recunoască, este viața noastră. Noi trebuie să privim la Cel care a vrut să ne facă legătura cu Israel. Domnul Iisus, în mijlocul lui Israel și în mijlocul păgânismului, a venit să unifice, să unească. Și El n-a privit la păcatele noastre. Chiar dacă a spus El odată că este trimis la oile pierdute ale casei lui Israel și a întors privirea spre noi. Aceasta este bucuria. Aceasta este starea noastră de fericire. Când starea noastră atât de grea, când nimeni nu ne recunoștea și ne numea în fel și chip, El a putut să stea în mijlocul celor două stări grele și să ne unească prin El și cu ei și pe aceștia. Dar Domnul Iisus, cât a fost El de fin, fără să lovească în nimeni, nici în iudei și nici în păgâni, în samarinenii care erau ei o corcitură. Nu, n-a privit nici în felul acela. Ci El a dus în vedere, luând cuvântul în așa fel, ca femeia să poată să o transforme de la stare păcătoasă, firească, urâtă, murdară, să o curățească, să-i dea apa vie și să facă și un izvor din viața și din sufletul ei. Eu aici privesc la această minune. Nu mă interesează cât a fost de păcătoasă. Mă interesează că din ea a făcut un izvor al mântuirii. S-a lăsat. Este inacceptabil să credem că femeia a mai stat în starea aceea. Nu se poate. Cine îl vede și cine se atinge de Domnul, viața lui ia un alt drum. Nu se mai întoarce pe drumul acela. Dar a trecut de la starea aceasta când i-a spus tot ceea ce avea ea pe suflet și toată rușinea în care nu venea la izvor, pentru ea era o greutate. Ea, iată, a avut un bun simț de nu venea cu toată lumea. De nu venea să se uite și să vorbească despre ea. A suferit acolo când trebuia să meargă la izvor. Și când a crezut că nu mai este nimeni să meargă singură în durerea și în păcatele ei. Și nouă ne-a fost, spunea Părintele, și ne este rușine. Și nu îndrăznim să venim. Din cauza aceasta, a păcatelor, a stărilor noastre vinovate. Dar dacă între unii și alții s-ar așterne Mântuitorul nostru și El ne-ar deslega, ce frumos am merge noi la Părintele, deslegați și luminați. Și cu lacrimi în ochi, Părinte, sunt un vinovat. Spunea Sfântul Apostol Pavel, dar când? Când l-a cunoscut pe Domnul Iisus? Dar înainte să nu-L cunoască, toată învățătura legii vechi, fariseismul care era în însă știința lui și marele zelot al vremurilor de atunci, El scrie și poate să rămână scris și este scris în cuvântul Domnului, neprihănit față de lege. Dar prin harul Domnului, când a aflat pe Domnul Iisus, cel de întâi păcătos eu sunt. Ce bine ar fi când noi fiecare, lângă cuvântul lui Dumnezeu, ne considerăm păcătoși. Ce din întâi? Ca din locul acesta să putem să mai aducem pe cineva, poate, care se crede mai păcătos, să-L cunoască și Dumnezeu să-i dea acest har minunat și sfânt, apa vieții veșnice. Ajung și la cuvântul acesta, mă grăbesc să închid, în care femeia ajunge la religie. Iată Domnul Iisus ce fel lucrează. Și femeia îi pune întrebarea, unde să ne închinăm? Părinții noștri, o tradiție veche de veacuri de la Iacov, aduceau altare pe muntele acela. Pe unul era binecuvântările, pe celălalt erau blestemurile. Nu amintim nici locul acesta, dacă vă facem curioși cel puțin când mergeți acasă ca să citiți cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce auziți în locul acesta, să vă îmbunătățiți, să puteți crește spre Dumnezeu. Să vedeți, atunci va veni bucuria citirii cuvântului Dumnezeu. Când aflați izvorul acesta, de unde a început El să curgă? Este un cuvânt greu pe care îl spun. Nici în muntele acela și nici în Ierusalim.
ci în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Dar Domnul aici face o specificare. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Iar eu cunosc pe Tatăl, Domnul Dumnezeu, El care m-a trimis. Și eu îl cunosc pe El. Iar El, de la El am luat toată lucrarea aceasta. Și eu când mă închin, știu cui mă închin. În Duh și în adevăr, că Dumnezeu este. Voi vă închinați pe altarele acestea pe care le-au zidit părinții voștri și nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. În Ierusalim se închinau ceilalți din Iudeea și din toate părțile, fără să-L cunoască pe Dumnezeu. În biserica noastră creștină ortodoxă, vin în lumea la biserică, face de toate și este frumos. În faptele întotdeauna sunt frumoase, sunt frunze. Domnul așa le-a văzut și așa le-a considerat. Dar centrul acesta, dacă l-ar fi cunoscut, dacă ai fi cunoscut tu Ierusalim, ziua cercetării tale, ce fel ar fi fost viața ta, ce fel ar fi fost cei care te-au locuit. Pentru că atunci când a scris Sfântul Evanghelist, că nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim, nu mai era nici altarele și nu mai era nici templul din Ierusalim. De aceea, iubiții noștri, frați și surori, dacă îl cunoaștem pe Domnul, dacă l-am aflat pe Domnul Iisus, orică mergem la biserică, orică venim la adunare, orică suntem oriunde, ne rugăm Domnul în Duh și adevăr, pentru că îl cunoaște. Ce frumoasă este și rămâne și a rămas femeia samarineancă, l-a cunoscut la izvor, la izvorul lui Iacob. Și noi pe Domnul l-am cunoscut la acest izvor, spunea Părintele, aici, în biserica noastră. Dar iată cine a adus lumina și înțelepciunea și care a dorit el însuși să fie o lumină și o sare, după aceea să o poată transmite spre popor, ca ei văzând faptele lor, cum și poporul atunci a văzut faptele Domnului. Și dacă Domnul era lumină și sare, și ei să se transforme, să fie lumină și sare. Ce minunat ne aducem noi aminte de fiecare suflet în parte. Fiecare astăzi, în locul acesta, s-a putut deduce cu viața și cu mintea și cu inima lui. Când i s-a arătat Domnului, Nicodim va spune că am fost într-o noapte. Ce fericit este el! Chiar acum. Ia, samarineanca va spune, m-am dus atunci când nimeni nu mai era. Și nimeni nu mă privea bine. Și l-am aflat pe Domnul. Ce bine v-ar spune fratele, eu l-am aflat pe Domnul atunci. Ce bine v-ar spune fratele, era un copac, era noapte, era ca atunci. Era o colibă și Domnul atunci mi-a vorbit. Iar viața mea s-a schimbat. Nașterea s-a făcut. De atunci nu-L mai cunoaștem nimeni pe Iisus în felul lumii. Iată cuvântul Sfântul Apostol Pavel, că este de tainic și de puternic, chiar în adunarea noastră sau chiar în biserica noastră, mulți îl cunoaștem pe el în felul lumii. Așa credem că a fost el. N-a fost așa, fraților. Așa trebuia. Și mai mult de atât trebuia să fie el. De aceea dorim ca toți frații care sunt lucrători, ca toți părinții noștri care sunt în fața sfidelor altare, care au acest cuvânt și această lumină, ca să facă aceste jertfe și să le aducă de pe pământ la Dumnezeu, să se zdruncine, să știe și să cunoască că este un străjer al lui Dumnezeu, care trebuie să ardă și să aducă fiecare suflet la picioarele Domnului. Fără aceasta, poporul este pierdut și ceilalți. Slăviți să fie Domnul!